Vreau să-mi descrii acel sentiment pe care l-ai avut atunci când au plecat toți doctorii, când au plecat absolut toți și ai rămas pentru prima dată singură cu fetița ta. Ce ai simțit? Wow! M-am simțit neajutorată. Exact. Am simțit că nu o să mă descurc. Am simțit așa o chestie că, Doamne, dar oare voi face față? Tu vrei să trăiești acest sentiment de a fi mamă, dar în momentul în care ești lăsată față-față cu copilul tău, tu zici, Doamne, dar eu o să pot? Și o să poți. Pentru că a fost lansat chiar și un film în care o mamă a fost lăsată singură, a născut singură, nu știu dacă ai vizionat, nu am reținut cum se numește acel film, în care ea a reușit. Deci când a rămas într-o... pe mare? Da. Însărcinată, a născut singură. Și filmul, cu ce mesaj vine? Cu mesajul real pe care îl trăiește orice femeie. Că poți. Mamele au o super putere. Totul este posibil. Sincer, am plâns foarte mult. Deci 2 săptămâni eram atât de irascibilă și întrebam asistentele de la... Maternitate. Ce se întâmplă cu mine? Nu înțeleg, pentru că eu plâng și nu am motive să plâng. Eu trebuie să plâng acum de fericire. Zice, doamna Diana, este lactația. Este hormonii. Schimbul hormonal. Sunt schimbările pe care dumneavoastră trebuie să le trăiți și trebuie să treceți peste ele. Și datorită lor, cu încurajările pe care le-am avut acolo, le-am primit, sigur că am trecut mai ușor peste toate. Dar nu o să uit niciodată acel sentiment în care am fost lăsat singură cu copilul meu și am crezut că nu o să mă descurc. Dar reușești cu dragoste, cu susținere. Rareș a fost alături de mine. Chiar imediat după ce am născut a venit alături de mine. Avem și un filmuleț foarte drăgălaș în care suntem amândoi și ne bucurăm de această minune cu doi ochi. Cu doi ochi albaștri care este alături de noi. Cum a venit sau cum a fost revenirea voastră în format complet? Acasă, primele zile, primele nopți, prima perioadă de acomodare, cum ați trecut prin ea? Să știi că este un test. Este un test pentru fiecare cuplu, această acomodare. Pentru că fericirea e mare, e frumoasă, dar vine acea rutină zilnică care te solicită foarte mult și devii foarte irascibil. Eu ca mamă eram foarte irascibilă, mai ales că plânsă tot timpul, plângeam, de aici trebuie să speli copilul, de aici te dor sânii, de aici te doare burta, de aici trebuie să dormi, nu poți, de aici trebuie să te trezești pentru că iarăși plânge copilul. Deci sunt niște etape și niște chestii de care bărbații trebuie să țină cont. De ce trebuie să țină cont? Pentru că foarte multe probleme apar în cupluri odată cu apariția unui copil. Și este foarte dureros să vorbim despre această temă complexă care afectează pe oricine, chiar și pe noi. Ținem piept, chiar și în prezent, dar sunt momente care ne depășesc și încercăm cu răbdare să trecem peste ele. Pentru că apar tot felul de neînțelegeri, apar tot felul de reproșuri. Nu mai ai acea atenție, focusul, da? Pentru că în momentul în care nu dormi, eu personal nu dorm nopțile, sunt destul de, cum să-ți spun? Confuză, difuză. Confuză, nu mă pot concentra exact pe anumite lucruri și vreau să învăț cuvintele, versurile la anumite melodii. Nu se lipesc! Zic, Doamne, Dumnezeule, ce-i cu mine? Trebuie să învăț! Și uite așa, toate astea se adună. Se adună ca o bombă atomică care nu ar trebui să explodeze, dar n-ar trebui pentru că nu e bine, știi? Dar toate acestea sunt destul de solicitante și mesajul meu în adresa tuturor tăticilor ar fi să fie răbdători cu noi, dar și în adresa mămicilor să aibă grijă de ele, să nu se neglijeze, pentru că există foarte multe femei că de la oboseală se neglijează și atunci nu mai au un aspect frumos în fața soțului, în fața bărbatului. Provocări sunt multe, de tot felul într-o relație, dar ar trebui să fim foarte atenți la toate și să știi că problemele mari se formează din problemele mici, din mici detalii.
detalii care nu s-au făcut azi, s-au evitat, nu s-au reușit, nu s-au acumulat discutat. Și atunci uite că se ajunge la lucruri nu prea plăcute. N-ar trebui, pentru că atunci când te angajezi să formezi o relație, când te angajezi să dai naștere unui copil, este de comun acord. Nu vorbim de situațiile în care s-a întâmplat. Da, sau nu s-a când dorit. Ai făcut acest lucru, nu s-a dorit, dar s-a întâmplat. Dar când îți asumi anumite lucruri, trebuie să ți le asumi până la final. Prima băiță. Wow! A fost la chiuvietă. Prima băiță la chiuvietă? Când mi-era frică să o bag în cadă, zic, Doamne, se neacă. Zic, hai să te spălăm la chiuvetă, că acolo e mai simplu. Am ținut-o așa de burtică și am spălat-o de sus până jos. Cu... Deci n-ai pus apă din aia, speciale. De la biserică. Am pus în chiuvetă. Da, la prima cădiță, nu în chiuvetă. Deja am așteptat să prind eu curaj ca să o spăl așa, pentru că am spălat-o, totuși, într-un final. Dar primele experiențe au fost la chiuvetă. Să văd reacția copilului la apă. Nu știam cum va reacționa, va plânge. Îi place? Nu va plânge. Da, îi place așa de tare. Deci, vai de mine, dacă ei au stat acolo 9 luni în apă, tu îți dai seama ce răsfăț este pentru ei să stea în cadă. Și o țin 10-15 minute, o țin în cădiță. Are un delfin pe care o pun așa moale, îi fac un masaj la tălpițe, îi fac masaj la mânuțe, la piceruțe, pregătim piciorțele așa cum ne-a sfătuit domnul pediatru ca să pregătim mușchiuleții pentru a face primii pași. Și sunt, din punctul ăsta de vedere, foarte, foarte fericită. Că pot să contribui la creșterea fetiței.